o nouă zi în Malta și vom merge în Emdina și Rabat și de acolo mai vedem. Am ajuns și la celebra poartă Emdina Gate, poarta care ne duce... Imediat după ce intrați în cetate, imediat după poartă, o să vedeți... În cetate totul este pietonal, singurul mijloc de... Foarte drăguț pe aici. Chiar se simte așa. Am terminat mâncarea. La Dani a fost un pic... E ok, dar nu recomandăm să mâncați aici dacă vă e foame. Una dintre cele mai bântuite. Mă rog, se zice că e bântuit. Nu cetatea, tot orașul ăsta. Cetatea e bântuit. În piața asta, se zice, legenda spune că în secolul 12, când Sfântul Petru a naufragiat aici... Medina, cunoscută și sub numele de orașul tăcut din Malta, este celebră pentru istoria sa bogată și pentru atmosfera sa medievală. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Malta și a fost capitala insulei până în secolul al XVI-lea. Medina este cunoscută pentru străzile sale înguste și pietruite, clădirile sale istorice, inclusiv Catedrala Sfântul Pavel. De asemenea, este faimos pentru poziția sa ridicată, oferind o panoramă splendidă asupra insulei. Nu uitați, dacă vă plac filmulețele noastre, să vă abonați la canalul nostru, pentru că este gratis, iar pe noi ne ajută foarte mult. O nouă zi în Malta și vom merge în Emdina și Rabat și de acolo mai vedem unde vom mai ajunge. Haideți! Am ajuns și la celebra poartă Emdina Gate, poarta care ne duce înăuntru în cetate. Poarta aceasta este celebră datorită faptului că a apărut în filmul Game of Thrones. Da, Medina a câștigat și o notorietate internațională ca locație de filmare pentru serialul Game of Thrones. O parte din scenele din primul sezon au fost filmate aici, folosindu-se arhitectura medievală și peisajul istoric al orașului. Imediat după ce intrați în cetate, imediat după poartă, o să vedeți Muzeul Național de Istorie și la fel în partea dreaptă o să vedeți Medina Dungeons. O să mergem probabil și noi mai încolo să le vizităm. În cetate totul este pietonal, singurul mijloc de, mă rog, văd câteva mașini aici probabil cu aprovizionarea. Dar în general singurul mijloc de transport pentru turiști este caleașca din față. Foarte drăguț pe aici. Chiar se simte așa medieval. E locația perfectă ca să te ducă înapoi în timp. Toate străduțele astea frumos așa. Și piatra asta cu culorile și felinarele de sus. Cred că toate, nu știu ce stil arhitectural sunt, dar toate arată bine tare. Pentru prânz ne-am oprit la Fontanela, o locație celebră în special pentru vederea panoramică de pe terasă. După o scurtă interacțiune cu meniul, eu mi-am comandat o lasagna, iar Cristina o supă de dovleac. Am terminat mâncarea. Lasagna a fost un pic... un pic făcută prea bine. Da, ideea e că mâncarea e mediocră, zice eu, nu e nimic deosebit, dar na, e frumos viu și probabil prăjiturile sunt bune. Așteptăm și noi să vină să vedem cum sunt. Iar supa mea de dovleac a fost un pic cam mult dovleac, adică era foarte, foarte puternic costul de dovleac. N-am recomandat neapărat locul ăsta pentru mâncare. Locul ăsta e bun pentru prăjituri și ceai, de asta și se numește Tea House. Deci mâncarea e ok, dar nu recomandăm să mâncați aici dacă vă e foame. Să gustăm prăjitura, să vedem cum e. Mai bună ca lasagna sau nu? Da, e bună.
N-aș zice că e cea mai bună prăjitură cu mere pe care am mâncat-o, dar e bună. E peste media asta, e ok. Are gust așa puțină scorțișoară, se simte în măr, nu? Puțină scorțișoară. Și crusta asta pare, e puțin crocantă doar pe vârf, mai dedesubt e foarte, foarte soft așa. Da, bun, place. Îmi place să mănânc. Cristina, unde mergem? În catacombe, în dungeon. Mergem acum în catacombe și ai pus-o, te mănâncă ăștia. Catacombele ascund povești care ilustrează puterea și justiția brutală a epocii medievale din Malta. Acestea erau locuri unde prizonierii erau ținuți și torturați. Vizitarea lor oferă o privire în lumea întunecată din acele vremuri. Una dintre cele mai bântuite, mă rog să zice că e bântuită, nu cetatea, tot orașul ăsta, cetatea e bântuită. Mie nu-mi place. O groază de povești, de case bântuite, locuri bântuite. În piața asta, se zice, legenda spune că în secolul XII, când Sfântul Petru a naufragiat aici, Sfântul Pavel, pardon, nu Sfântul Petru, el era dus spre proces, spre judecată în Roma și aici a naufragiat și în piața asta, sau mă rog, în zona asta s-a întâlnit cu guvernatorul locului și legenda mai spune că a vindecat, practic a vindecat pe tatăl guvernatorului de ceva febră pe care n-au putut ceilalți să o vindece și așa l-a convins pe guvernatorul roman al zonei să se convertească la creștinism și în cinstea lui s-a ridicat și biserica, care aparent a fost distrusă de un cutremur pe la 1600 și ceva, dar câteva picturi din interiorul bisericii, în special fresca cu naufragierea lui Petru, a rămas intactă. Aici, în cetate, e fain să te plimbi efectiv pe străduțele astea, să descoperi tu cetatea. Pentru cină, după câteva scurte consultări cu TripAdvisor, ne-am oprit la Cogis. Eu am un lichior de cactus și... Al meu e de rodie. Rodie? Rodie. Hai să vedem cum e la mulți ani. L-am încercat cu ciocolată, dar nu i-am simțit gustul, că l-am amestecat cu ciocolată, așa fără, e bun, chiar e super bun. Eu mi-am comandat o pizza, iar Cristina și-a comandat niște paste. Mâncarea a fost bună, clar mai bună decât în partea cealaltă, iar prețul a fost decent. Încă o zi în Malta, am fost în Medina azi, absolut superb, clădirile, cetatea arată magic, magic. Cristina și baxul de bere, așa începe povestea, aventura de fapt, aventura serii. Ne-am întors la hotel și ne-am oprit să luăm niște bere locale, se numește Cisc. Să vedem și noi cum e, bere și cu... bere cu viu am numit-o noi, cam avem viu aici. Haideți să gustăm un pic berea, să vedem cum e. Cred că e și un pic caldă, dar e foarte soft așa, nu e amară. E foarte bună. Bere ieftină de la munte.